Prin anul 490 înainte de Hristos a avut loc bătălia de la Maraton, bătălie în care Temistocle împreună cu o mână de oameni au reușit să respingă prima invazie a perșilor în Grecia Antică. Bătălie în urma căreia Temistocle a lansat o săgeată direct în pieptul lui Darius, a.k.a. împăratul Imperiului Persan. După această bătălie, Darius și-a luat toți oamenii și s-a întors înapoi în Asia, unde și-a găsit sfârșitul din cauza rănii provocate de săgeată. Iar ultimele sale cuvinte au fost: doar zeii îi pot învinge pe greci. Ăsta ar fi trebuit să fie un avertisment pentru fiul său, Xerxes. Ceva de genul: băi, stai departe de greci că nu-i de joacă cu ăștia. Dar generalul Artemisia l-a manipulat pe băiat și l-a făcut să creadă că pentru a cuceri Grecia, el trebuie să devină un zeu. Deci, zis și făcut, nebunul s-a dus într-o excursie prin deșert, iar după o băiță într-o peșteră dubioasă, tipul a chelit, s-a cocalarizat, a crescut vreo 2 cm și a ajuns să se creadă un rege zeu. By the way, în timp ce Xerxes era ocupat să se descopere pe sine, Artemisia i-a asasinat pe toți sfetnicii în care cocalarul avea încredere. Asta ca să-l poată manipula pe noul rege zeu după bunul plac. Deci cât ai pușcat din degete, Artemisia l-a provocat pe cocalar să lanseze o nouă invazie pe scală largă a Greciei. În caz că vă întrebați de ce Artemisia are pata pusă pe Grecia, păi nu din cauza ofertelor de la All Inclusive, ci pentru că ea este o grecoaică la origine, iar părinții ei au fost violați și omorâți în fața ei de către niște hopliți, hopliții fiind niște trupe grecești. Plus, după ce i-a fost omorâtă familia, fata a fost tratată precum o sclavă, iar pe când cei care o abuzau s-au plictisit de ea, Artemisia a fost abandonată și lăsată să moară. Dar soarta face că ea a fost găsită de un nobil persan care a luat-o sub aripa sa protectoare și a antrenat-o pentru a fi un războinic nemilos. Realizările Artemisiei de pe câmpul de luptă au propulsat-o rapid pe fată în cercul de apropiație al împăratului. În fine, revenind în prezent, Xerxes le oferă orașelor din Grecia opțiunea de a-și ceda din teritorii pentru a evita războiul. Dar când un sol persan a ajuns în Sparta, lucrurile au luat-o întorsătură surprinzătoare. Mesagerul a venit și le-a arătat spartanilor craniile regilor care au îndrăznit să-l înfrunte pe Xerxes. Iar mesajul a fost clar: dacă nu vă predați, voi sunteți următorii. Auzind asta, Leonidas, a.k.a. regele Spartei, a fost ceva de genul: bă, tu cine te crezi să vii aici și să ne ameninți? Și bum, el a omorât mesagerul. By the way, Sparta este un oraș plin de gigacezi în care nu ai ce căuta dacă ești slab. Anume, Sparta își omoară bebelușii care sunt bolnăvicioși sau care prezintă un handicap pentru a evita apariția unor spartani slabi. După asta, copiii sănătoși sunt puși să treacă printr-un antrenament dur și violent până ce ajung la maturitate. Antrenament care are ca scop să-i transforme pe copii din niște fletincăi în niște spartani adevărați. By the way, antrenamentele spartanilor cuprind lupte corp la corp, biciuire, abandonarea în sălbăticie, lupta cu animale și așa mai departe. În fine, revenind în prezent, dat fiind că tocmai ce i-a declarat război lui Xerxes, iar armata lui este extrem de numeroasă, Leonidas îi face o vizită oracolului pentru a-i cere binecuvântarea de a merge la război. Dar oracolul nu i-a acordat acest privilegiu. Vedeți voi, în Grecia Antică, spusele oracolului erau lege. Și nici măcar regele Spartei nu putea încălca această lege fără să-și înfurie poporul. Așadar, dat fiind că Leonidas nu poate merge cu toată armata Spartei la război, el și-a chemat 300 de prieteni și a mers în nord. Iar pe când politicienii Spartei au încercat să-l ia la rost că de ce încalcă voința oracolului, a nostru a zis că el nu merge la război, ci numai să se plimbe. Iar ăia 300 de spartani pe care îi ia cu el au doar scopul de a-i ține de urât. By the way, e de menționat că oracolul a fost mituit de către Xerxes pentru a-l opri pe Leonidas din a porni la război ca să slăbească defensiva Greciei. În timp ce se îndreptau către frontul de luptă cu perșii, niște arcadieni
se oferă să lupte cot la cot cu Leonidas. Dar aceștia au fost șocați să vadă că Sparta a trimis doar 300 de soldați împotriva sutelor de mii de perși care fac parte din armata Cocalarului. Văzând dezamăgirea de pe fața noilor săi aliați, Leonidas se pune să-i întrebe pe arcadieni cu ce se ocupă. Unul e sculptor, altul fermier, încă unul poet și așa mai departe. La care Leonidas se întoarce către oamenii săi și îi întreabă ce profesie au. Spartans! What is your profession? Așadar, Leonidas are mai mulți soldați alături decât Arcadia poate oferi. În fine, planul lui Leonidas este simplu. Perșii o să atace din nord, iar dacă Sparta reconstruiește un zid vechi, perșii o să fie forțați să-și trimită trupele pe teritoriul Greciei printr-o strâmtoare. Loc în care numărul lor nu va însemna nimic în fața nivelului superior de pregătire militară pe care spartanii îl au. Cât ai clipit din ochi, spartanii au reconstruit acel zid și s-au băgat în strâmtoare unde i-au așteptat pe perși să atace. Bătălie ce ulterior va fi cunoscută drept Bătălia de la Termopile. By the way, din cauza că perșii au dat dovadă că sunt niște barbari fără milă, spartanii au folosit în construcția zidului toate iscoadele perșilor pe care le-au putut găsi. Cocalarul și-a adunat armata și e pe punctul de a-l ataca pe Leonidas. Moment în care un general persan le-a zis spartanilor să își lase armele jos și să se predea, la care Leonidas le-a răspuns perșilor că dacă le vor armele, să vină și să le ieie. Deci lupta începe, iar spartanii fac măcel, aceștia ridicându-se la nivelul reputației lor de războinici legendari. Văzând că primul val de trupe a fost învins cu pierderi minime în rândurile spartanilor, probabil chiar inexistente, Cocalarul merge să se întâlnească personal cu Leonidas și îi zice că dacă îngenunchează în fața sa, el o să-l facă rege peste întreaga Grecie. Auzind asta, Leonidas a fost ceva de genul: foarte generos din partea ta, dar vezi tu, după ce ți-am omorât atâția oameni, mă cam doare piciorul și nu pot îngenunchea. N-o ziceți voi că omul ăsta nu e un ced adevărat. Dat fiind că Leonidas și-a bătut joc de el în ultimul hal, Xerxes i-a trimis în luptă pe nemuritorii. Nemuritorii fiind cea mai bine antrenată divizie de luptă pe care perșii o au. Iar aceștia se numesc nemuritorii pentru că de îndată ce un soldat de-a lor este ucis, el este înlocuit la moment ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, astfel dând impresia că divizia lor este nemuritoare. Din fericire, Leonidas era conștient de următoarea mișcare a lui Xerxes, așa că s-a folosit de arcadieni pentru a le întinde nemuritorilor o cursă, lucru care a dus la înfrângerea lor. În continuare, Cocalarul a dezlănțuit asupra spartanilor tot ce avea Asia mai periculos de oferit. Magicieni, triburi de sălbatici, rinoceri și chiar elefanți. Dar nimic nu s-a ridicat pe măsura lui Leonidas și a celor 300 de spartani ai săi. Deși după atâtea atacuri respinse, au mai murit și câțiva spartani pe aici pe colo, inclusiv fiul capitanului lui Leonidas. Dumnezeu să-l ierte! Ai noștri ar mai fi rezistat așa mult și bine. Dar un cocoșat și-a trădat țara și i-a zis lui Xerxes că există o trecătoare pe care o poate folosi pentru a-i înconjura pe cei 300 de spartani. By the way, cocoșatul a făcut asta din cauza că părinții săi sunt niște foști spartani care au fugit din orașul lor natal pentru a-i salva viața, el urmând să fie ucis de mic din cauza că avea un handicap. Ideea e că acum el s-a oferit să lupte cot la cot cu Leonidas pentru a spăla onoarea părinților săi. Dar Leonidas a fost ceva de genul: omule, nu te pot folosi pe câmpul de luptă din cauza că nu poți ridica scutul suficient de sus, lucru care te face un punct slab în formația mea impenetrabilă. Dar dacă totuși vrei să ajuți, poți să fii băiatul cu apa sau cel care îi îngrijește pe răniți. Auzind asta, cocoșatul a fost profund jignit de faptul că Leonidas nu l-a acceptat ca și soldat și a mers la Cocalar, unde și-a vândut țara pentru aur și femei. Că tot vorbeam de trădători, între timp, soția lui Leonidas a încercat să convingă Consiliul Spartei să trimită restul armatei în sprijinul regelui lor. Iar pentru a se asigura că are susținere politică, ea chiar a ajuns să se lase abuzată de un membru al Consiliului. Asta fără să știe că și el și-a vândut patria asemenea oracolului și al cocoșatului. By the way, tip
Filipu este omorât de regină în fața consiliului, care astfel a aflat că el era un trădător. Dar e un pic cam prea târziu, pentru că Leonidas și oamenii săi au fost înconjurați de trupele cocalarului. Iar partea și mai nasoală e că de îndată ce s-a împuțit treaba, arcadienii și-au luat tălpășița și l-au lăsat pe Leonidas să-i înfrunte pe Perși de unul singur. Văzându-se față în față cu Xerxes, Leonidas își pune armele jos și îngenunchează. Dar toată faza asta a fost doar o schemă pentru ca Leonidas să-l poată lua pe cocalar prin surprindere. Din păcate, sulița aruncată de Leonidas l-a ratat pe Xerxes la limită. Așadar, Anostru și spartanii săi au mirlit-o. Dar măcar prin sacrificiul lor, ei au demonstrat că așa zisul rege Zeus îngerează precum un om obișnuit. Dumnezeu să ierte pe Leonidas și pe cei 300 de spartani! În timp ce Leonidas îl înfrunta pe Xerxes în nord, în sudul Greciei, Temistocle a format o mini-rezistență care să țină piept flotei persane conduse de către Artemisia. La fel ca în nord, Temistocle a fost depășit numeric, dar acesta a știut să exploateze punctele slabe ale inamicului său și să profite de geografia zonei în care are loc bătălia. Toate astea au făcut-o pe Artemisia să realizeze că este înconjurată de către niște incompetenți. Bănuiesc că asta se întâmplă când îți asasinezi rivalii. În fine, tipa a fost impresionată de aptitudinile de general ale lui Temistocle, așa că l-a chemat pe nava ei pentru a purta o discuție. Iar discuția a fost ceva de genul: Temistocle, alătură-te mie și vom conduce lumea împreună. Plus, o să-ți dau păsărică în fiecare dimineață! Auzind asta, a nostru a fost ceva de genul: Ifi tu bună, dar adevărata mea iubire este flota care o să te învingă. Deci romanța dintre cei doi se termină aici. Iar în lupta următoare, Artemis a venit cu un truc viclean. Anume, ea s-a folosit de niște smoală și de niște oameni kamikaze pentru a arunca în aer întreaga flotă grecească. Totuși, prin ceva minune, Temistocle a supraviețuit bătăliei. Iar în continuare, el a mers în Atena pentru a face rost de întăriri. Pentru că în urma ultimei lupte, trupele sale au suferit pierderi majore. Ca și fapt divers, în timp ce Temistocle negocia cu senatul Atenei, cocoșatul care l-a trădat pe Leonidas a intrat pe ușă și le-a arătat senatorilor sabia regelui spartan, semn că acesta a fost înfrânt. Temistocle nu este impresionat de gestul cocoșatului, așa că acesta îi zice trădătorului să se întoarcă la noul său rege și să îi zică că îl va aștepta la luptă în golful Salamina. Plus, Temistocle ia sabia lui Leonidas de la cocoșat și o duce înapoi în Sparta, unde îi cere reginei orașului să-l susțină în campania împotriva perșilor. Dar regina Spartei este prea durerată de pierderea lui Leonidas, motiv pentru care îi refuză cererea. Deci, fără prea multe trupe rămase, Temistocle plănuiește un atac disperat, al cărui unic scop este moartea Artemisiei. Pentru că flota persană este o glumă fără aceasta. Auzind că Temistocle încă este în viață, Artemisia nu ezită să-l sfideze pe Xerxes și să-i ducă flota în golful Salamina pentru a-și înfrunta amorezatul. Artemisia a mușcat din plin momeala pe care Temistocle i-a pregătit-o și s-a avântat în luptă în prima linie. Așadar, Anostru și-a făcut culoar până la ea, moment în care cei doi au început să se dueleze. Deși toată această bătălie părea o misiune sinucigașă din partea lui Temistocle, din depărtare se aude: Sparta împreună cu restul orașelor grecești libere s-au unit împotriva perșilor și au venit să-l susțină pe Temistocle în lupta sa. Ideea e că înainte de a fi înconjurat de perși, Leonidas l-a trimis înapoi în Sparta pe un tip pe nume Dilios. Asta pentru a face cunoscută povestea celor 300 de spartani, sacrificiu care a motivat și a unit întreaga Grecie împotriva unui inamic comun. Așadar, Artemisia a murit în luptă de mâna lui Temistocle, Nezo s-o ierte! Iar acum, cocalarul va trebui să înfrunte o Grecie liberă și unită. Fraților, ăsta a fost cel de-al cincilea video din săptămâna de film. Iar ca notă de final vreau să vă zic că, deși filmele de azi au fost inspirate din fapte reale, ele nu reprezintă un documentar. Adică producătorii filmelor chiar au pornit de la ceva real, gen cele două bătălii. Dar detaliile din filme nu sunt precise din punct de vedere istoric. Anume, atât în film cât și în realitate,
Leonidas chiar a luptat alături de 300 de spartani la Termopile. Dar în realitate, armata sa era mai numeroasă, aceasta având soldați din diverse orașe de ale Greciei. În fine, nemai lungind discuția, eu le mulțumesc membrilor de pe canal pentru că mă susțin. Un rând de aplauze pentru legendele: Motănescul, Crazy Jeleu, Mario Țangulea, Alina Todirese, Alex Sava, dar și pentru celelalte legende care apar pe ecran. Plus să nu uităm de zeul H. Andrei H. Iar dacă vreți și voi să primiți beneficiile de a fi membri pe canal, nu ezitați să apăsați pe butonul de join. Totuși, dacă vreți să mă susțineți, dar nu vreți să vă goliți cardurile, un like și un subscribe mă ajută enorm. Ziceți-mi în comentarii ce videouri mai vreți să vedeți la mine pe canal. Ne auzim pe Insta și pe TikTok. Eu am fost Paul Pașca și noi ne vedem mâine la un nou film.